Vrei să spun ceva interesant? Săptămâna trecută am făcut prima mea baie în mare împreună cu Victoria în Paralia Caterinii, iar săptămâna aceasta sunt acasă la mine, în orașul meu natal Petrila, și mă dau prima dată cu schiurile pe anul acesta. Hai să mergem sus, în parâng, bineînțeles, Perla Petrilei și locul în care eu mă simt acasă. Haide, repede, repede, ultima tură! Ultima tură de la oamenii ăștia, de este 3 lei tura, da? Le-am dat 5 lei ca să fie bine. Am plecat, da? Mi-am tirat! Ultima tură! Merge, merge bine, ia uite-ne! Fără bețe pentru voi! Este șmecher! Uau, ce era să cad jur! Dar nu vă sparg eu așa repede! Trecem pe lângă pilonul ăsta! Mergem aici. Și acum am ajuns jos. Mergem să bem ceva. Hai să bem un ceai fierbinte. Așteptăm la noi. Lăsăm pe oameni aici și noi ne cântunăm călătoria. La revedere. Drum bun. Și acum mergem să-ți arăt locul cel mai spectaculos al orașului meu natal. Am ajuns în locul în care mă simt acasă. Suntem în stațiunea montană Parâng, cel mai interesant și mai important loc din orașul meu natal. Acum mi-am luat schiurile cu mine, îmi pun clăpare în picioare și mergem să dăm o tură cu schiurile. Oh, aer curat, liniște, zăpadă la început de vară. Pare și acest loc un mic paradis ca cel pe care l-am în Grecia. Vă mulțumesc! Mi-am luat bilet. Biletul este 13 lei și 1,50 lei taxă montană, mă scuzați. Suntem la cota 1703 aici. Da. Și sus? 1685. 1685 și ultimul, da, pilon? Da. Acolo la... Sunt de tot. Sunt de tot. În lângă stepuitru. Și cât timp face interesant? 26 de minute. Vă mulțumesc frumos. Și acum ne-am urcat pe telescaun. Suntem la cota 1073. Și ajungem până la cota 1700. Drumul cu telescaunul durează aproximativ 20 de minute. Și dacă este cald și soare cum este acum, este o adevărată plăcere să admiri Valea Jiului de sus și să vezi această minunăție de stațiune. Jos este cald, sus este cald, dar este și zăpadă. Avem 10 minute deja de când mergem, suntem la cota 1307. Deci am urcat cam în 10 minute 200 de metri. Ia uite! Și acest telescaun este un telescaun foarte vechi, mamă ce bate soarele, este construit prin anii 1970, este unul dintre cele mai profitabile telescaune din România, datorită costurilor sale. Se spune despre acest telescaun că dacă 4 oameni folosesc scaunele, adică 2 scaune, toate costurile lui sunt amortizate. Se pare foarte interesant. Acum suntem la cota 1500 și mai avem în jur de 20 de piloni și ajungem sus în Parâng. Am ajuns la primul rând de cabane, zăpada este minunată, pârtia este bătătorită, vremea este frumoasă, iar noi mai avem încă 7 piloni ca să ajungem la cota 1700. Am intrat pe ultima porțiune, sub noi, adică aici, se află pârtia mea favorită. Are o lungime de 790 de metri și este un grad de dificultate mediu. Și ajungem... Îmi las dumneavoastră un pic schiule, vă mulțumesc! Sănătate, vă mulțumesc! Deci 26 de minute, 13,50 lei și 1,50 lei taxă montană.
pârtile se continuă, după cum vezi, și mai în sus, dar datorită faptului că este COVID și nu prea este lume, suntem și în curs săptămânii, suntem și la sfârșit de iarnă. Normal să ajunge până la cota 1900. Și atunci pârtia se prelungește și din capăt de sus de acolo până jos sunt în jur de 5 km. Acum îmi pun schiurile în picioare și îi dăm drumul la vale. Bețe nu mi-am adus ca să pot să țin camera. Sper să nu mă sparg. Bun. Ce dor mi-era. Ia uite, frate, pârtea care mi-era cea mai dificilă. Și încă o tură bonus de la domnul Iefer. Vă mulțumesc, sănătate! Up. Și-am mai primit o tură bonus pe rapid, da? Termină programul, frate. V-aș da până mâine. Și mi-o și lipsit. Am un an de zile de când n-am mai pus schiurile în picioare. Mi-era atât de dor. Și acum coborâm până jos unde am lăsat mașina, da? 4 km. Am plecat. Mamă, e atât de fain. Și sunt numai eu. Oamenii ăștia vin de la Pitești pentru stațiunea aceasta. Oamenii ăștia i-am cunoscut la ceai. Sunt din Pitești și conduc 6 ore ca să ajung în Parând. Iar noi, cei din Petrila, care este la 12 km de oraș, nu vine nimeni, frate. Așa că mai gândiți-vă. Mergem spre pârtia B. Kilometri de pârtie aproape sălbatică și nu prea folosită anul acesta. Este o minunăție. 13 lei urcatul, 5 lei un ceai și apoi 3 lei să folosești pârtia A. Și mai dai 13 lei și mergi 4 km prin pădure pe schiuri frumos până jos. Și după aia cu 13 lei urci înapoi. Ia uite. Opa. Ia uite ce gâmburi. Și acum ieșim în pârtia principală. Ia uite. Ia uite. Ea vine de sus, de acolo, de unde vin eu. Eu m-am băgat prin pădure să fie mai palpitant. Și ies aici. Și de aici, ia uite cât mai avem în jos. Încă vreo 2,5 km, doar pârtie. Sunt singur în micul meu paradis din România, la Petrila, locul unde eu îi spun casă. Mamă, e numai gheață, frate. Numai gheață. Numai gheață. Uai, ai, ai, e plin de gheață. Trebuie să avem grijă, da? Ia uite, nu face gheața cu noi. Să fie bine. Am căzut. Mamă, ce faine. Riscul meseriei. Bine că nu m-a văzut nimeni. Continuăm, da? Suntem în paradis. Continuăm. Mai avem în jur de 1 km, 1,5 km. 13 lei.
car. Iată, de aici la mine. Ce se aude sub mine este gheață. Gheață, gheață. Gheață la mare. Da, merg. Ca un adevărat atlet. Așa. Să nu faceți asta, că o să vă stricați schiurile. Dar eu de lene am mers prin mocir la aia cu schiurile. Ia uite. Cât mai aveam? Mai aveam ceva. A fost cel mai interesant lucru pe care ți l-aș putea arăta dacă ai veni într-o excursie în orașul meu natal, Petrila, un mic sătuc în Valea Jiului din județul Hunedoara, cu această minunată perlă numită Stațiunea Montană Parâng. Dacă ți-a plăcut acest video, nu uita să lași un like și un subscribe. Iar dacă nu apeși clopoțelul de notificări, nu vei fi anunțat când postez un nou video. Noi ne vedem săptămâna viitoare. Până atunci, v-am pupat și pace!